Este alertă în orașul Chitila din Ilfov, unde a fost adus un lider interlop din clanul Sadoveanu, împușcat mortal în Statele Unite. Aurel Trandafirzi și Ali Sadoveanu a fost ucis într-o reglare de conturi. Pentru că la înmormântare ar putea veni sute de persoane, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Emi Pian, responsabilii au luat măsuri, iar polițiștii și jandarmii patrulează pe străzi. Trupul neînsuflețit al lui Ali Sadoveanu a fost adus aseară cu un avion, tocmai din America, pentru că la priveghi și-ar fi anunțat prezența un număr ridicat de persoane. Șefii IPJ Ilfov au decis să întărească securitatea în zonă. Orașul Chitila este împânzit de forțe de ordine care vor rămâne în teren până pe 11 martie, când este anunțată înmormântarea. Intrările în localitate sunt păzite de către jandarmi, iar pe străzi veghează echipaje de poliție. Însă forțe suplimentare sunt pregătite să intervină în cazul în care situația degenerează. Aurel Trandafir, cunoscut și sub numele de Ali Sadoveanu, a fost ucis pe 24 ianuarie în localitatea Anaheim din Statele Unite, într-o reglare de conturi. Călău i-a fost chiar partenerul de afaceri, Florin Răducanu, un bărbat de 37 de ani, pe care autoritățile din California îl caută și acum. Ali, bă, Ali de la București, l-am pușcat unul pe Ali de la București. Cei doi erau parteneri de afaceri peste ocean. Disputa ar fi pornit de la o datorie uriașă, de sute de mii de euro, pe care Sadoveanu o avea la Florin Răducanu. Poliția din Anaheim, California, a emis un mandat de arestare, iar cauțiunea a fost fixată la $1.000.000. Potrivit autorităților americane, crima a avut loc într-un motel, după ora 19. Sadoveanu a fost împușcat cu cel puțin un glonț. A fost transportat la spital, dar a murit din cauza rănilor. De la București, al lui Sadoveanu. Îi face resuscitare, uite. După crimă, Florin Răducanu a fugit cu o mașină, pe care a abandonat-o ulterior. Polițiștii americani l-au considerat periculos și înarmat și i-au rugat pe cei care l-ar putea recunoaște să sune la 911. Au oferit chiar și o recompensă, oricui deține informații despre atacator. Când a fost ucis, Ali Sadoveanu era căutat de autoritățile române pentru tâlhărie. Fugise în 2018 din țară, după ce fusese condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Peste ocean și-ar fi creat o rețea de trafic de ființe umane, specializată în cerșetorie, spun anchetatorii. În țară, o parte din membrii clanului Sadoveanu sunt implicați într-un dosar de șantaj. În 2020 i-ar fi amenințat pe rivalii dintr-o altă grupare. E o familie mare, o familie tradițională de romi. Ei s-au remarcat la un moment dat prin ghicit. Istoria grupărilor criminale din capitală din ultimii 31 de ani va fi prezentată pe larg duminică într-un nou episod marca România te iubesc. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.